Concursul de mediu și împăim, compania noastră a reușit să atragă în România și să dezvolte investiții de peste 1,1 miliarde de euro. Aș vrea să vă spun că nu este deloc de neglijat contribuția pe care trebuie să o pună autoritățile locale și compania RAJ. Vreau să vă spun că programele se numesc programe cu bani europeni, dar Europa asigură doar 75% din aceste proiecte. 25% trebuie să fie contribuție românească. În speță, 2% pun autoritățile publice locale și aș vrea să-i mulțumesc președintelui Consiliului Județean care a sprijinit voaturile din județul Constanța prin asigurarea acestor sume, iar restul de 23% se împart în mod egal, echitabil, fiecare, adică în funcție de mărimea lui, jumătate guvernul, jumătate RAJ. Deci 11,5% pune RAJ. Și atunci, dacă facem o raportare la cifra de 1,1 miliarde de euro, o să vedeți că RAJ a contribuit cu peste 110 milioane de euro să cofinanțeze. Peste 110 milioane de euro să cofinanțeze. Bani pe care a trebuit să-i atragă de undeva, în speță de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, în niște condiții extrem de avantajoase, dar sunt bani care trebuie dați în dărât. Și atunci o să ajungem la eterna poveste a prețului apei și cu siguranță în această apropiată campanie electorală, iar o să li se sucească mințile alegătorilor că 4,50 lei de bani apa la Constanța este foarte scumpă. Vă rog să aveți în vedere și să ne sprijiniți să explicăm cetățenilor că 110 milioane de euro trebuie dați în dărât și că evident dăm în dărât introducându-i omenește în prețul apei. De fapt, de foarte mult timp apa la Constanța nu și-a schimbat prețul. Contractul de astăzi se numește reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție în localitatea Lazu. Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, reabilitarea stației de pompare apă uzată, stații noi de pompare și conducte de refulare aferente din localitatea Agigea. Rețele de apă Ovidiu, Cumpăna, Poiana. Aducțiuni Ovidiu, Poiana. Rețele de canalizare Ovidiu, Cumpăna, Poiana. Ați primit mapele. Dacă îmi permiteți, în sinteză, înseamnă 13,73 km de rețele de apă potabilă noi. Deci 13,73 km de rețele de apă potabilă noi și 13,67 km de rețele de apă abilitate, adică tot făcute noi nouți. Deci putem să discutăm de peste 27 de kilometri și jumătate de rețele de apă noi nouțe la standarde de calitate europene. Deci sunt lucrări în 91 de localități din cele 6 județe. În Constanța sunt 43 de localități. Avem numai în județul Constanța 460 de milioane de euro în acest proiect. Avem 48 de stații de tratare a apei, 43 de rezervoare, 44 surse noi de apă. Am pus un mare accent pe stații de tratare a apei pentru că vrem nu vrem ne confruntăm cu o problemă destul de delicată din cauza fertilizării excesive a agriculturii în mediul rural. Apa nu mai este de calitate. Și atunci suntem obligați să asigurăm calitate pentru că este impus de un european și așa e și normal. Avem 46 stații de pompare apă potabilă, 138 de stații de pompare apă uzată, 6 stații de epurare noi și ca premieră în Constanța se va face o stație de neutralizare a nămolului. Cea mare problemă în România, la toți operatorii de apă, este neutralizarea nămolului, acest nămol. Domnul director general v-a spus suma în jur de 60 de milioane de lei, acoperă doar 5 localități din 3 UAT-uri, vorbim de Poiana, Ovidiu, Cumpăna, Lazu, cred că le-am spus pe toate. La UAT Cumpăna avem aproape 2 km de rețea nouă, 4,5 km reabilitare, la canalizare avem 6 km rețea nouă, conducte de refulare avem aproape 1 km și 3 stații de pompare. Trebuie să vă spun, doamna primar, la Cumpăna, după acest proiect nu trebuie să mai fie nicio casă care să nu aibă apă și canalizare. Chiar dacă între timp dumneavoastră ne-ați luat înainte și ați construit mult mai repede decât ne-am propus noi să vă ajutăm cu apa și canalizare. Dumneavoastră ne trageți după proiectele dumneavoastră, pentru că știu sigur că acolo se face treabă foarte multă și ne ținem de dumneavoastră. Suntem în pas cu dumneavoastră, un pic în urmă, dar vă facem tot ce trebuie. La Ovidiu, rețea de distribuție apă potabilă, 2,5 km,
canalizare, rețea nouă, 13 km, aproximativ 13 km, o cuntă de refluare de 900 de metri și o stație de pompare. O noutate, la Ovidiu, vreau să vă spun că deja în localitatea Poiana am făcut un alt proiect, am făcut forajele, reînnoim efectiv sistemul de alimentare cu apă, pentru că acolo, tot din cauza unor depozite și acestor fertilizări excesive, puțurile pe care le avem în momentul de față în exploatare, de la an la an crește contaminarea în nitrați. E sub control apa de calitate, că avem o stație de tratare, domnul director, dar după ce am făcut aceste foraje, vreau să vă spun că avem o apă foarte, foarte bună, poate fi îmbuteliată. În cadrul programului operațional sectorial de mediu, Consiliul Județean a avut o contribuție extraordinară de a asigura cei 2%. Cu siguranță și în Poim, tot pe Consiliul Județean va cădea această problemă. Eu aș vrea să-i mulțumesc președintelui Consiliului Județean, prietenul meu, Horia Suțuian, pentru tot ce a făcut în primul mandat, pentru calitatea vieții cetățenilor, care înseamnă nu numai sănătate, nu numai infrastructură rutieră, înseamnă și infrastructură de apă și canalizare și poate în primul rând infrastructura de apă. Aș vrea să-i mulțumesc pentru toate eforturile. De 4 ani de zile nu facem altceva decât să creștem calitatea vieții fiecărui cetățean de circunstanță. Nu vorbim numai de apă, vorbim de drumuri, vorbim de sănătate și așa mai departe. Să nu uităm că Raja este nu cel mai mare operator regional, este cel mai mare operator de stat din sud-estul Europei și Europa Centrală. Nu cred că există vreo societate care să atragă peste 1,1 miliarde de euro fonduri europene rambursabile, fonduri europene rambursabile atât de benefice României și locuitorului Constanța. Vreau să mulțumesc în primul rând echipei de la Raja care a muncit enorm de mult. Spuneam la un moment dat că de la ideea unui proiect până la implementarea unui proiect este distanță foarte mare. Sunt luni de muncă, zile de muncă, săptămâni de muncă. Domnule director general Felixoie, felicitări în primul rând pentru ceea ce ați realizat, felicitări pentru ce veți face în continuare și felicitări pentru echipa frumoasă care ați construit-o și muncitoare de aici, de la Raja. Deci, după cum vedeți, acest contract a fost semnat. Domnul lider al asocierii l-a și parafat cu ștampila. Vă asigur că mai răzgândim acum, nu? Cele 22 de luni vor fi mai puțin de 22 de luni. Și dacă nu, Doamne ferește, nu se întâmplă ceva independent de voința omenească. Doamne, mai că Domnul, cu tremure, ploaie, alte pandemii, cu siguranță vom respecta termenul. Noi n-am depășit niciun termen. Felicitări! Da, este vorba despre un proiect amplu pentru orașul Ovidiu și pentru satul aferent Poiana. Este o investiție destul de serioasă, în valoare de aproximativ 3 milioane și jumătate, cu o componentă în Ovidiu și una în Poiana. Strict despre orașul Ovidiu, vorbim de un cartier rezidențial Ovidiu Sud, rețea de canalizare acolo unde nu există, pe o suprafață de aproximativ 1 km, de rețeaua magistrală din orașul Ovidiu și de o supra-traversare a podului, trecem peste podul rutier, cu conducta magistrală, cea de 1000, aproximativ 1,5 km, și apoi de toată lungimea orașului Ovidiu, de-a lungul căii ferate, pentru că orașul Ovidiu este practic împărțit în două, pe toată strada Frunzelor, aproximativ 1,5 km și această lucrare. Iar strict de Poiana, trebuie să vă spun că, da, chiar este o investiție foarte, foarte necesară. Acolo nu avem deloc rețea de canalizare și în foarte scurt timp vom avea în tot satul. Tot satul, adică o rețea totală de aproximativ 12 km. Apă avem în sat, dar nu în tot satul. Aproximativ 2 km și jumătate, 3 lipsesc și vor fi prinși pe acești proiect. Dar trebuie să anunț și un lucru important. Lucrurile ies bine atunci când se implică și administrația, și Raja, dar și comunitatea. Și este o componentă importantă
participarea comunității efectiv în acest proiect este următoarea, puțin știu. La un moment dat, nici noi, primăria, administrativ, nici Raja, nu dispuneam de teren în câmp pentru a fura puțuri. Am făcut apel către locuitori și sigur că am reușit rapid, am găsit înțelegere, au venit oameni de bine, am realizat schimb de terenuri fără sultă, fără bani. Schimb de terenuri între primărie și locuitori din sat care au dorit să sprijine proiectul și pe acele suprafețe venim și furăm puțurile. Trebuie să anunțăm că apa din Poiana va fi pentru locuitorii din Poiana, din puțurile lor. Comuna Cumpăna, care este la 3 km de municipiul Constanța, nu putem vorbi de străzi care să nu aibă această infrastructură vitală. Tocmai de aceea am subliniat de perioada în mare în care a putut să fie implementat acest proiect 2013, de la depunerea notei de fundamentare a administrației publice locale Cumpăna până în 2020, când începem efectiv să implementăm proiectul. Vom avea 2,1 km de rețele noi de alimentare cu apă, în același timp vom avea 5,6 km de reabilitări de rețele de alimentare cu apă mai vechi de peste 45 de ani, 50 de ani. Acestea trebuiesc reabilitate la standarde, nu că europene, standardele tehnice, moderne, care să asigure calitatea apei pentru a proteja sănătatea populației. Și vorbim de 5,9 km, 6 km aproape de rețea nouă de canalizare. Este o lucrare care nu acoperă în totalitate suprafața intravilan construibilă a comunei Cumpăna. Pentru că din 2013, de când am pornit la drum, anul 2015, an de când a fost deja demarată documentația pentru studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție de către Societatea Regională Raja Constanța, au trecut 5 ani. În 5 ani de zile, populația comunei a crescut, s-au mutat în localitate alți noi locuitori în cartierele nou înființate și Cumpăna, dacă tot a introdus în intravilan, din teren arabil l-a transformat în teren intravilan cu construcții peste 249 de hectare, vă imaginați că nu am reușit să acoperim întreaga suprafață. Astfel, tocmai de aceea, astăzi am aflat de la domnul director general Stroie Felix că există o a doua etapă de fonduri europene care va putea fi accesată pentru a putea abia în acest moment să spunem acoperim întreg teritoriul localității. Este dorința noastră ca aceasta să nu ajungă, să așteptăm alți 7 ani ca să putem să implementăm. În 2 ani de zile să poată să fie implementat.